Cred din toată inima mea că Dumnezeu unde este El e liniște, e odihnă. De aceea psalmistul spune în psalmul 23 că Domnul e păstorul meu, nu duc lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi și mă duce de la ape de, adică odihnă, liniște. Unde-i Dumnezeu nu e îngrijorare. Și unde-i Dumnezeu nu e teamă. Unde-i Dumnezeu nu e frământare. Unde-i Dumnezeu e liniște. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Și tot să spunem. Primul cuvânt pe care Dumnezeu l-a adresat poporului prin Moise, poporul era fugărit de egipteni. Stau în fața Mării Roșii. Poporul intră în panică și frică. Se ridică omul lui Dumnezeu, Moise, și le spune așa: nu vă temeți de nimic. Stați pe loc. Nu te teme, oprește-te. Pentru că teama te face fugar și nu poți să stai pe loc niciodată. Când era crimă între Abel și Cain, Cain nu putea să stea pe loc, era fugar. Totdeauna oamenii care fac rău, ei nu stau pe loc, sunt niște fugari. Și Dumnezeu spune, stai pe loc. Oamenii cu teama în inimă, ei nu stau pe loc. Se ascund când într-o parte, când într-alta. Ei nu rămân pe loc. Un om care are teamă, ceva el a făcut de să teamă. Și el niciodată nu stă pe loc. Și Dumnezeu spune prin Moise poporului Israel: nu vă temeți, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul, știți când? Astăzi. Astăzi. Și nu mâine. Dacă eu cred astăzi, astăzi să lucreze Dumnezeu. Dacă eu cred că Domnul vindecă astăzi, ce mai spun mâine? Ca să-mi acoperi necredința mea, dacă ne rugăm și spunem astăzi și nu vindecă Domnul, spunem, lasă că lucrează Domnul mai târziu. Păi dacă ai spus astăzi, astăzi să fie. Credeți că îi putea să spune tâlharului de pe cruce, peste o săptămână vei fi cu mine în rai. Îi spune, azi vei fi cu mine în rai, azi, nu mâine. Și dacă tu te rogi astăzi, când vrei să fie ascultată rugăciunea? Mâine? Nu astăzi? Când astăzi trimiți un SMS pe telefon, când ajunge SMS-ul? Mâine? Acum! Și aștept răspuns. Dacă nu răspunde încă unul, până primești răspuns. Când noi vedem că nu primim răspuns de la Dumnezeu în rugăciune, din nou pe genunchi, din nou în post, din nou îl chemăm pe Dumnezeu, până primesc răspuns. Asta înseamnă că astăzi și nu mâine lucră Dumnezeu ca să dea izbăvire. Domnul, când noi nu ne temem, când noi rămânem pe loc, e unul care se luptă pentru noi. Și acela e Dumnezeu care merită aplauzele noastre, toată biserica. Domnul va lupta pentru voi, dar voi... Stai liniștit. Aș vrea să vă spun ceva. Oare cât ai dobândit până acum și cât ai? Oare e prin abilitățile dumitale? E prin sfințenia ta? Să nu cumva să gândești astfel de lucruri. Oare crezi că e prin rugăciunea, prin postul tău? Nu! Domnul s-a luptat pentru noi. Binecuvântat să fie Domnul. Oare prin câte am trecut eu și tu și alții și suntem în picioare? Nu pentru că Domnul s-a luptat pentru noi și ne-a ținut de mână? Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Nu vă temeți că Domnul va lupta pentru fiecare dintre noi. Permiteți-mi să vă spun ceva. Cine s-a luptat ani de zile când dumneata te-ai născut? Că fiecare dintre noi, că avem 50, 60, 65, 70 de ani,
Cândva noi am fost copii, cineva ne-a născut, cineva ne-a crescut, cineva ne-a păzit, dar suntem noi mari astăzi. Cine crezi că ne-a purtat de grijă? Cine crezi că ne-a crescut? Cine crezi că te-a păzit să nu casă? Tata, mama care te-a născut. Să nu uiți asta niciodată. Avem un părinte, am avut părinți, alții au și acum, care ne-au purtat de grijă și ne poartă în continuare. Oare credeți că Dumnezeu nu-i mai purtător de grijă decât un părinte pământesc? 100%. Oare până în prezent, cine credeți că ne-a purtat de grijă? Nu Dumnezeu? De ce ne temem? De ce am mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat așa? Teama aduce neliniște trupului și sufletului dumitale. M-auzi? Teama aduce neliniște, tulburare. Și am întrebat odată pe cineva, era frământat, curgeau apele de pe el. Ce ai, mă, de n-ai liniște? Și totdeauna teama asta, oamenii se tem când trăiesc nelegiuirea. Oamenii sunt fricoși când fac ceva ce nu i-a plăcut statului român. Oamenii le este frică când păcătuiesc să nu fie descoperiți. Oamenii când fac un păcat stau cu frică în inimă să nu fie descoperiți. Alții se tem de moarte, alții se tem de pandemie, alții se tem de sărăcie și mai multe tipuri de teamă pe care n-ar trebui să o ai niciodată. Că teama aceasta aduce neliniște sufletului tău. N-ai somn noaptea, nu te poți ruga, nu poți să comunici cu Dumnezeu, nu te poți bucura, nu poți să te bucuri de familie, tot timpul neliniștit și n-ai odihnă și n-ai liniște. Că în inima dumitale porți această teamă care ți-a paralizat credința, mersul la adunare, gândirea dumitale, câteodată rămâi așa blocat cu mintea, pentru că teama aceasta a adus neliniște în sufletul și în casa dumitale. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Alungă orice fel de teamă din inima noastră și noi să fie o singură teamă, teama de Domnul, care ne păzește de multe păcate. Teama de oameni, Biblia spune că e o cursă de la diavol. De ce să ne temem? Observați dumneavoastră că Dumnezeu cu oamenii care au teamă în inimă, nu poate lucra Dumnezeu. Pleacă Gedeon cu 32.000 de oameni la luptă. 32.000 de oameni. Și Domnul spune așa, Gedeoane, o parte din popor e fricos să se ducă acasă. Din 32.000 de oameni, 22.000 de oameni frică, acasă. Acasă au rămas cu 10.000. Din 10.000 la luptă au plecat cu 300. Nu poate lucra Dumnezeu cu un om fricos. Unde-i frica, e îndoiala și necredința. Și n-are cum lucra Dumnezeu cu tine. Am întâlnit oameni, chiar și păstori. Ne-am dus să facem eliberare, rugăciune pentru demonizat și au spus, nu mă duc, frate, dacă vin duhurile peste mine. Așa să vin duhurile peste tine. Peste tine nu poate veni nimic, că-i sângele lui Hristos protecție peste tine. Dar oamenii se tem de duhuri, se tem de păcate, se tem noaptea de mai știu eu ce. Teama aceasta paralizează viața creștinilor. Se tem oamenii de afară, de vești, de războaie, de cutremuri, mai știu eu de ce. Mi-am adus aminte, cu ani în urmă, eram unul din zborurile pe care zburam în Marea Britanie. Și trebuia să aterizăm în aeroportul din Liverpool. Și pentru că era ceață, nu era timp favorabil ca să poată ateriza avionul, ne-am învârtit așa puțin, până a anunțat pilotul că s-ar putea să rămânem fără combustibil. Toată lumea a intrat în panică. Toți, frică, frică. Eu am stat liniștit, am zis, Doamne, dacă e voia ta să plec, slăvit să fie, Doamne.
Pentru că pentru noi moartea e un câștig, scăpăm de pe acest pământ. Și un om lângă mine, un om necredincios, m-a lovit cu cotul. Și mi-a spus, Domnule, dumneata, nu te temi de moarte? Și am spus, nu, moartea se teme de mine. Ascultați-mă! Mi-am adus aminte că a venit la mine un frate și mi-a spus, frate Oniță, vreau să mă mărturisesc. Am luat beneficii la unul din Anglia, i-am luat, am spus că n-am luat, am luat. Am luat alocația la unul, am făcut asta, vreau să mă mărturisesc că mă duc în iad. Și am spus, tinere, discutăm când coborâm. Zice, nu mai coborâm, că o să murim în avion. Când am coborât jos, i-am spus, 6 luni de zile, spus deoparte. Și mi-a spus, chiar ai crezut asta. A dat-o la întors. La teamă, la frică, oamenii sunt gata să vând orice. Am întâlnit oameni zgârciți, care când vine moartea, teama, el țăracul de tot. Vând casa, vând tot, să-mi scap viața. Teama de moarte. Dar dacă ar veni un sărac la poarta lui, n-ar da o coajă de pâine. Ce n-ar da omul pentru viața și pentru pielea lui? Dar de ce n-ar da și pentru altul? Teama aceasta care te îndepărtează, te duce departe de prezența lui Dumnezeu, departe de familie. Și de ce oamenilor le este frică? Că trăiesc nelegiuirea, că nu trăiesc drept după cuvântul lui Dumnezeu, că păcătuiesc și port în ei teama păcatului să nu fie descoperiți. Ăsta-i secretul de ce oamenii sunt neliniștiți. Ai văzut pe cineva care face vreo ceva să fie liniștit? Stă așa, fricos. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și n-are liniște. Și are teamă în sufletul lui. Observăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adam. Se coboară Dumnezeu în răcoarea dimineții, în mijlocul grădinii. Dumnezeu comunica cu omul. Extraordinar. Dumnezeu comunica cu omul ca un părinte când venea în fiecare dimineață, că așa face mamele, în general mamele. Trezesc copiii la ceai să le facă de mâncare, că merg la școală sau mai știu eu ce. Mama e, tata mai puțin. Dar unul din părinți face sigur 100%. Așa venea Dumnezeu în fiecare dimineață să-i poarte de grijă lui Adam. Bună dimineața, Adame! În fiecare dimineață! A venit o dimineață tristă, când Adam și Eva, Biblia spune că s-au ascuns de glasul lui Dumnezeu. Să-ți vorbească Dumnezeu și tu să te ascunzi? Și Adam spune, m-am ascuns că mi-e frică. De ce? Sunt gol. Mă tem că sunt gol. Ce te-a dezbrăcat? Parafrazez aici. Neascultarea? Păcatul? Când oamenii sunt goi de prezența lui Dumnezeu, goi de puterea lui Dumnezeu, gol de cuvântul lui Dumnezeu și nu e plin, gol de Duhul Sfânt, apare teama și frica. Mă tem că sunt gol. Și s-a ascuns. Câți oameni poate ca Iona vor să se ascundă? Câți oameni ca Adam vor să se ascundă? Dar Dumnezeu cunoaște pe fiecare în parte. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. A apărut teama. Cândva Adam stătea de vorbă, comunica cu Dumnezeu ca cu un părinte și un copil. Dar de data aceasta, păcatul neascultării a intrat în grădină și l-a făcut pe om, după ce o păcătui, să fie teamă. Nu e așa când am fost copii, când făceam câte ceva, că stăteam ascunși, nici în casă nu intram. Asta făceam eu, poate și voi. Dacă îi spărgeam capul la unul, dacă spărgeam, mungeam ceva, că toți copiii făceam câte ceva cât eram copii. Și nu mai intram în casă. Auzeam mama, tata, stai Oniță, poate și o noapte întreagă fugar pe afară, că nu puteam intra înăuntru, de frică. Oamenii poartă frică când nu trăiesc cuvântul lui Dumnezeu și își așteaptă la o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Unii oameni spun, mă tem! Mă tem de mânia lui Dumnezeu. Unii oameni veneau la pocăință ca Dumnezeu să se îndure de ei în mânia aceea. Și Ioan Botezătorul le-a spus, pui de năpârci! Mergeți de faceți mai întâi fapte vrednice de pocăință și apoi veniți.
De ce fugiți de mânia viitoare? Eu nu mă pocăiesc că mă tem de Dumnezeu. Eu mă pocăiesc pentru că am o relație cu Dumnezeu. Eu nu mă tem Dumnezeu să nu mă ucidă. Mă tem să nu mi se rupe relația cu El. Cel mai mare păcat nu e când tinde Domnul nuiava să te lovească. Cel mai mare păcat este să te părăsească Domnul. Durerea nu e când te lovește un părinte la fund. Lasă că are cine să te lovească. Durerea e când rămâi fără părinte și rămâi orfan. Asta e durerea. Durerea nu e când te lovește Domnul să te pedepsească, să nu te pedepsească odată cu lumea. Marea durere e să nu te părăsească Domnul și să rămâi fără protecție și fără nimic. Că mai întinde Domnul palma, îți mai dă câte una la fund, asta nu e o problemă. Marea durere e să nu te părăsească Domnul. Doamne, ai milă și îndură-te de noi. De aceea David, în urma păcatului lor săvârșit, a spus așa, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt și nu te îndepărta de la mine. Nu lua fața ta. Tot poți să faci, dar tu să nu pleci. Nu. Când a păcătuit poporul pe vremea lui Moise, Domnul a spus așa, eu nu mai pot să merg cu tine. Trimit un înger. Și Moise a spus, nu, dacă tu nu mergi, nici eu nu mă duc. Eu vreau tu cu mine. Permiteți-mi să vă spun ceva. A trecut unii slujitori prin foc? Da, era Domnul cu ei, sigur. Au trecut alții prin apă? Da, era Domnul cu ei, da. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi Domnul cu ei? Acum vă întreb pe dumneavoastră, n-ai mai luat câte o nuia de la Domnul? Ba da, și eu, și tu. N-ai trecut prin foc? Ba da. N-a trecut moartea prin casa ta? La mine, da, la tine, da. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi Domnul de partea noastră? Doamne, ai milă. Și binecuvintează-ne pe toți. Durerea e nu când Domnul mai dă câte o nuia. Nu. Știți că sună psalmistul. Toiagul și nuiava ta mă... În traducere nu spune așa. Toiagul și nuiava ta mă îndreaptă. Asta e adevărul. Nuiava lui Dumnezeu ne îndreaptă, ne civilizează, ne ordonează când mai dă câte o nuia. Dar bine că e cine dă. Durerea e, observați dumneavoastră, uitați-vă dumneavoastră, copii care au rămas fără părinți și n-are cine să-i mai dea câte o nuia. Vedeți cum cresc. Uitați-vă ce caracter au. De nimic. Ce bine e când ai pe cineva, o mamă, un tată, care mai întinde puțin nuiava. De aceea, Solomon în Proverbe spune, nu cruța nuiava. Asta înseamnă că copiii trebuie să crească sănătoși. Adam s-ascunde gol, pătrunde frica în el și devine neliniștit. Rămâne fără liniște. Teama este o conștiință a păcatului. Din grădina rasa umană a trăit cu amenințarea constantă a fricii. Toată omenirea. De la Adam și până în prezent. Au trăit tot timpul cu această frică în inima lor. Pentru că în momentul când oamenii nu ascultă, când oamenii păcătuiesc, poartă frică. Frică. Fie copil de părinți, fie oameni de Dumnezeu, fie oameni de stat, fie oameni față de instituția statului, indiferent de situație. Fie o femeie față de bărbat, dacă îl ca greșit, ci poartă teamă, dacă o să audă, dacă nu, ce se întâmplă. În urma păcatului, în urma greșelii, în urma nelegiuirii, oamenii poartă frică și sunt neliniștiți. Și vrei să stai de vorbă cu el și nu-l găsești pe loc. Și Moise spune, stați pe loc. Oprește-te puțin din drum. Că Dumnezeu are în vedere să stea de vorbă cu tine. Și toată biserica, să spunem, și voi, Sfânt Apostol Pavel spune bisericii din Roma, și voi n-ați primit un duh de robie care să mai aveți frică.
ce ați primit Duhul Înfierii, care va face să strigați ce? Ava, adică Tată. Când spun Tată, nu mi-e frică. Duhul robiei aduce frică când oamenii sunt robiți. Vine frica, teama. Și vezi pe oameni că se tem de orice. Dacă plouă, mi-e frică. Dacă e cutremur, mi-e frică. Dacă aud că e război, mi-e frică. Dacă e pandemie, mi-e frică. Tot felul de frică din asta care nu te ajută la nimic. Ci afară, spune Biblia, că sunt fricoși. Și Dumnezeu nu poate lucra cu fricoși. Pentru că sunt oameni neliniștiți. Și au nevoie de liniște, dar au mai întâi, dacă vrei liniște, mai întâi roagă-te Domnului să îndepărteze orice fel de teamă din inima ta. Când Domnul alungă teama asta, unii se tem, dacă o să mor. Dar tu ai să mori într-o zi, de ce te mai temi? Că te murit, ai murit, o să mori. De ce să mai mă tem dacă tot o să mor? Că mă tem, că nu mă tem, tot am să mor. La ce rost are să mai mă tem? Așa că mă bucur de viață că sunt în viață. Când o să plec, mărit să fie Domnul. Dar de ce să mă tem dacă încă n-am murit? De ce să spun mor, dar tu ești viu? Și oamenii se tem de moarte. Și oamenii se tem de boală. Și oamenii se tem de sărăcie. Și oamenii se tem, mai știu eu, de ziua de mâine. De ce astfel de teamă? Dacă e să vine peste tine sărăcia, va veni, stai liniștit. Dacă o să vină boala, va veni și aia. De ce să mă tem? Când viața mea e în mâna lui Dumnezeu, când eu îi aparțin lui, de ce să-mi fie frică? De ce să mă tem? De ce să mă îngrijorez? De ce să mă frământ? Când eu m-am abandonat în mâna lui și cu mine face Dumnezeu ce vrea el și toată biserica să spunem ceva. Voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți ce? Frică! Unde-i frica, e duh de robie acolo. Oamenii sunt robiți. Unde nu e frică, acolo e Duhul lui Dumnezeu, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Totdeauna când îl ai pe tata lângă tine, când erai copil, nu ți era frică de nimeni. De nimeni. Când e singur, da, îți dau dreptate, voie să ai frică când e singur, dar n-ai voie să fii singură și singur niciodată. Când tata e lângă tine, n-are nici să-ți fie frică. Când strigi tata, asta nu înseamnă că tata e un nu știu unde departe. E lângă mine. De ce purtăm frică în inima noastră când Dumnezeu e cu noi, e noi și e purtător de griji? Când noi ne temem, îl facem pe Dumnezeu neputincios. Asta se întâmplă. Când noi ne temem, îl facem pe Dumnezeu neputincios. Cum te-ai simțit dumneata de mâna ta să fie băiatul sau nepotul tău? Și să-l vezi așa panicat, panicat. Pui ferească Dumnezeu. Copilul ăsta va cădea în depresie. Mă, fiule, a dat de bășchi sau mă, că ăsta trașas. Mă, că trași. Anale, știi ce putoare huldorză, dar cred că pe luni depresie. Apoi, mersu, mă, că ta. Adică, le devastă asta. Hai să te trașa. S-ar simți istutul. S-a mandovască de vlescăre, hai să trașas. Soske? Nu cumva n-a n-asam. Hai gândiască să am. Că ca la seandovască de vlescăre, n-a n-atrașa nii ocar. Dă-l tu că mi-l amendar. Dă-l tu că mi-l amendar. Mă apropii de încheiere. Teama aduce neliniște. Și când ești neliniștit, stresat, vrea Domnul să stea de vorbă cu tine. Tu nu ești în loc acolo unde să te găsească Dumnezeu. Așa a spus Dumnezeu prin Moise. Nu vă temeți, stați pe loc. Oprește-te un pic. Oprește-te. Nu mai fugi. Vrei să vorbească Domnul cu tine și nu te găsești în locul unde te-a așezat. Pentru că Dumnezeu are în vedere să aducă liniște sufletului tău. Noi nu putem aduce. S-au luptat atâția înaintași, atâția împărați.
să aducă liniște nimeni. Frați și surori, nici tu, nici eu, nici cu bani, nici cu avere, cu nimic. Liniștea și pacea o aduce unul singur, Dumnezeu. Dumnezeu. Și spuneți amin. Unde-i Dumnezeu e pace? Unde-i Dumnezeu e liniște? Pentru că El liniștește totul. Doamne, ai milă. Doamne, ai milă. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără griji și în adăposturi liniștite, spune Isaia 32. Poporul meu va locui în locuința păcii. Cine e Domnul păcii? Hristos. Și când spunem locuința păcii, adică locuința lui Hristos. Ok? Poporul meu locuiește în locuința lui Hristos. Case fără griji. Acolo nu-i grijă, nu-i îngrijorare. Și în adăposturi liniștite. Liniște. Wow! Câteodată simți nevoia de liniște. Cu ani în urmă am fost la o soră bătrână în Brașov și era bolnavă femeia asta. Medicii au dat-o acasă să moară. Prin curtea ei trecea un pârâș acolo în Brașov. Și îmi spunea fratele meu să m-am vindecat, nu cu tratament. Dar cu ce? În fiecare dimineață îmi puneam rogojina lângă pârâșul ăsta. Și apa asta curge așa de liniște, de limpede, că mi-aducea liniște sufletească. Și Domnul m-a vindecat. N-ai vrea tu izvorul Domnului să treacă prin casa ta? N-ai vrea să treacă izvorul, apele dulce al Domnului, să aducă liniște sufletului? Simt prezența Domnului. Câtă liniște n-avem nevoie. De câte pace. Și câteodată pacea poate să o lua copiii din casa noastră. O poate lua cei din jur. Ți-o poate lua un prieten. Și parcă simți că deodată când trebuie o soră pe cineva, frate Ionisă, simt că nu mai am pace în sufletul meu. Nu mai am liniște sufletească. Trăim astfel de durere astăzi. Când multe surori care le-au murit soțul nu mai au pace și liniște. Când părinți care nu mai au liniște și pace sufletească. Și porți frică. Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Iacov era liniștit pentru că stătea acasă. Era fiul casei, copilul casei. Era foarte liniștit. Era lângă mama. Pentru că era liniștit, a devenit un binecuvântat. Toți avem nevoie de liniște. Psalmistul spune în psalmul 107, a oprit furtuna, a adus liniște și valurile s-au potolit. Wow! Wow! O inimă liniștită este viața trupului. O inimă liniștită. Când dai liniște în inima dumitale, acolo e viață. Acolo e bucurie. Se vede și de fața ta că luminează. Când îi liniște și pace în suflet, în inimă, se vede pe fața fiecăruia. Așa sună psalmistul. Proverbe spune, o inimă cinstită este viața trupului. E liniște.
1 Petru capitolul 3, versetul 4. Ci să fie omul ascuns al inimii. Într-un duh nou. Curăție neperitoare a unui duh nou și blând și liniștit, care este de mare preț înaintea Domnului. Liniștea este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Închei cu ultimul verset din Matei 8:26. Iisus le-a zis ucenicilor: de ce vă este frică? Puțin, dar puțin credincioșilor. Apoi s-a sculat, a certat vântul și marea și s-a făcut o liniște mare, mare. Cât vânt, vântul care deseu bătut în tine, cu îngrijorare, cu frământare, amenințare de depresie, a ajuns unii părinți să ia medicament depresiv datorită vântului pe care aduc copiii în casă și datorită mării tulburate. Eu cred că e nevoie în vreme ca aceasta de Hristos în barca salvării noastre și să mai oprească și vântul și furtuna și să aducă o liniște mare. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Devenim câteodată neliniștiți când alții tulbură. Când alții ne tulbură. Când alții ne necăjesc. Devenim neliniștiți. Că noi păcătuim. Că noi purtăm frică noi. Și sunt tot felul de neliniști din astea în sufletul nostru. Purtare de grijă de unul și de altul. Nu știu, dar știu un singur lucru, că Dumnezeu ne-a vorbit în dimineața asta. Cui? Nu știu, dar știu că Dumnezeu a vorbit. Și nouă, și celor care ne urmăresc pe internet. Vrei liniște? Vrei pace? Vrei să aducă Domnul liniște sufletului tău? Haideți cu toții, ne închidem ochii, ne aplecăm capetele, cu toți, toți. Nu ne rugăm, doar am o întrebare, după care vrem să ne rugăm. Frate, soră, slujitor, biserica Domnului, toți avem nevoie de liniște sufletească. Avem nevoie de prezența sfântă a lui Dumnezeu între noi. Și să aducă Domnul liniște mare în sufletul tău pe care alții ți-o tulburat. Cine are nevoie de liniște în dimineața aceasta, în casa și în viața lui, să ridice mâna. Stai cu mâna ridicată. Stai cu mâna ridicată, nu o lăsa-o jos. Stăm cu mâna ridicată, cu capul aplecat, ne închidem ochii, doar mâna ridicată. Vrei Domnul să atingă mâna ta? Vrei Domnul să aducă liniște sufletului tău? Vrei să aducă pace? Vrei să lucreze Dumnezeu? Vrei să aducă Domnul liniște sufletului tău? Doamne, ai milă! Moise a spus să nu vă fie frică. Stai pe loc. Că astăzi, dacă tu crezi, stai cu mâna ridicată, că astăzi Domnul va lupta pentru tine și pentru casa ta. Nu mâine, ci astăzi. Și așa cum stăm cu mâinile ridicate, să spunem: Doamne, te rog, lasă izvorul tău să curgă prin viața mea, prin casa mea,
și adu tu liniștea ta. Toți intrăm în rugăciune. Ne rugăm.